Dacă e adevărat ce zice placa asta, stâlpul acesta este din 1888, când în Ungaria pentru prima dată iluminatul public a fost făcut cu curent, cu energie electrică, la Matei Salco. Tot în 1888 a început iluminatul public și la New York, deci a fost destul de devreme. Am găsit destul de greu pe lângă Biserica Romano-Catolică și cea reformată, dacă nu mă înșel, mai încolo e moschea, deci în piața Coșu, dacă vă interesează. Asta ar fi primul stâlp, probabil beculețele alea de sus iluminau. Pentru că cele moderne, ia să văd dacă găsesc unul, sunt așa, în beton.